Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. A venit vremea să vorbim și despre Dumnezeu, Duhul Sfânt. Articolul care ne stăm în față astăzi spune în felul următor. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Cresul de la Nicea din 325 conține o singură precizare lapidară și întru Duhul Sfânt. Tot ceea ce avem a fost adăugat la Constantinopol în 380. Cu alte cuvinte, din stardul Sfânt pleacă cu un dezavantaj. Poate cea mai abuzată persoană din Sfânta Trăime. Cele mai multe aberații care i s-au pus în cârcă, nici unei alte persoane nu i s-au atribuit atâtea năzbătii câte au fost puse pe seama Duhului Sfânt. Și cred că înțeleg de unde pleacă lucrurile. Dacă m-am convins de ceva până în prezent, este că există o anumită sfială în această persoană a Dumnezeirii care descumpănește. Parcă îți vine cumva greu, nu știi cum să te raportezi la ea. Din cauza fricii de a nu o da în bară, mulți creștini trăiesc o reticență constantă cu privire la persoana Duhului Sfânt, la lucrarea tainică. Noi baptiștii de obicei suntem mai reținuți. Spunem că am avut așa un îndemn din partea Duhului ca să nu fim împroșcați cu pietre. Pentru baptiștii din America poate e și mai nasol când citesc despre The Holy Ghost. E și mai neplăcut să te raportezi la această prezență tainică greu de gestionat, de cuprins, de analizat. Cei din contextul penticostal sunt mult mai temerari și mai curajoși în această direcție când vorbesc despre lucrarea Duhului. Însă, nu știu dacă ați descoperit anumite puncte de reper care vă ajută să înțelegeți de unde să apucați subiectul acesta, pentru mine, declarația Mântuitorului din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu 8, reprezintă un astfel de punct de la care simt că merită să explorăm această persoană a Dumnezeirii. Vântul suflă încotro vrea, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. În original, cuvântul pentru vânt, pentru Duhul Sfânt, Ruach, are aceeași rădăcină. Foarte interesant e că Iisus Hristos începe să elucideze acest mister, această taină extraordinară a Dumnezeirii, plecând de la o metaforă. Nu ne plac precizările, articolele. Însă întotdeauna o metaforă este mult mai puternică, mai complexă, mai vibrantă, cu mai multe fațete în înțelegerea lucrurilor. Nu știu cât de mult te ajută sau te încurcă aceste cuvinte ale Mântuitorului. Duhul Sfânt este suveran, suflă încotro, vrea el. Exact aici apare problema. Oare cine se află la butoane? Eu? sau el. Fii atent, te poți încredința 100% unei prezențe tainice, misterioase, discrete, aproape sfioase. Recunoaște că nu știi cum să te raportezi la ce să te aștepți din partea lui de multe ori. De aici și încercarea noastră disperată de a improviza. De a ține cumva lucrurile sub control, cu orice preț. Dar, ghinion, Duhul Sfânt nu poate fi manipulat. Oricât te-ai strofoca, cu cât încerci mai mult, cu atât îl pierzi și te pierzi mai mult și intri în belele. Cu cât te vei încrede mai mult în el, s-ar putea să înțelegi ceva din taina incredibilă pe care o lucrează în sufletele noastre. Să te dai după El, să îi asculți povața. Asta te va conduce pe drumul cel drept. Dacă cele patru articole precedente cu privire la Fiul detaliază ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, a susținut momentul să aflăm ceea ce Dumnezeu face în noi. Probabil că se, se sizezi magnitudinea acestui articol succint, deoarece translatează întreaga lucrare a Fiului în viața fiecărui credincios. Cu alte cuvinte, tot ceea ce am învățat despre Fiul, tot ceea ce credem despre Fiul, despre Dumnezeu Tatăl, poate deveni problematic dacă nu există acel acordaj, acea atenție și încredere de care avem nevoie în raportarea la Duhul Sfânt. Nu voi uita înduielile chinuitoare care m-au copleșit când m-am întors la Dumnezeu. Oare am Duhul Sfânt? Oare nu-L am? Oare îl pot pierde? Observați atenția și delicatețea cu care trebuie să ne raportăm la semenii noștri în momentul în care începem să discutăm despre lucrurile acestea. Însă, mai înainte de a vedea implicațiile care decurg din cele patru afirmații care ne stau înainte, cred că ar trebui să conștientizăm câteva neînțelegeri care ne pândesc din start. În primul rând, avem tendința de a ne raporta ca față de o forță impersonală. Deși e o persoană, tendința noastră, vedeți, e să îl manipulăm, să credem că putem face ce vrem, că e un fel de duh din lampa lui Aladin, în care El răspunde și percutează în momentul în care noi îl invocăm și îi cerem să-și arate prezența. Pe de altă parte, există tendința de a-L vedea ca pe o sursă inedită de revelații și descoperiri dumnezești. O să vedem imediat cum se clarifică în lucrarea Duhului Sfânt o atitudine absolut incredibilă în care niciodată nu este teamă să rămână în umbră și să pună reflectoarele pe Dumnezeu Tatăl și pe lucrarea Fiului. Asta până la urmă îi un fel de obsesie, de o pasiune a Duhului să înalțe cele două persoane ale treimii. În 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 10 și 11, Apostolul Pavel atât de frumos zice Cine cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului, sufletul lui, în adâncimea trăirilor tale, Duhul este cel care te ajută să conștientizezi cele mai personale aspecte. Și imediat mută discuția și spune, la fel lui cu Dumnezeu, cine cunoaște lucrurile adânce ale lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. Și Pavel elaborează, zice, înțelegeți ce înseamnă să fii locuit de o astfel de prezență, de o astfel de persoană. O a treia neînțelegere este tendința de a-i neglija lucrarea roditoare de dragul celei de înzestrare. Doamne, câte greșeli facem în capitolul ăsta? Dar eu vă întreb, cât de sigur ai putea să fii că Duhul Sfânt lucrează prin anumite daruri dacă rodirea, dacă îi neglijezi cumva statutul special? Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni și zice, cine ne socotește aceste lucruri, vorbește despre niște implicații de ordin moral, cât se poate declare, și zice, cine neglijează aceste lucruri, le disprețuiește, disprețuiește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care va a dat și folosește o exprimare mai rară, complicată, va a dat Duhul Său Cel Sfânt. De ce ține să le reamintească această exprimare? Nu pentru că mandatul prezenței Duhului îi să transforme viața noastră a fiecăruia pentru slava lui Dumnezeu. Ca să vă lămuriți cu privire la înclinațiile pe care le avem, organizați un seminar pe tema Sfințirii și unul pe tema darurilor spirituale și vedeți unde vin mai mulți. Și de ce avem noi tendința să mergem mai mult într-o anumită direcție decât în cealaltă sau de ce nu vrem să le păstrăm la oaltă? În care dintre aceste tendințe mă regăsesc? Articolul despre Duhul Sfânt conține patru afirmații grăitoare. Prima, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul. Primul lucru care sare în ochi în momentul în care Uh, intri în acest crez. Este un light motiv care leagă de la primele cuvinte, tatăl, a tot țiitorul, făcătorul cerului și al Pământului. Imediat se afirmă divinitatea Fiului, că El este domnul, uh, unul născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Și acum vorbim despre Duhul Sfânt, domnul de viață făcătorul. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este adierea creatoare și creativă a Dumnezeirii. Prezența Lui în noi înseamnă viață, înseamnă creativitate, inspirație, călăuzire. Duhul Sfânt este cel care activează și actualizează puterea creatoare și răscumpărătoare înțelegem mai bine lucrul acesta în momentul în care vedem cum de la prima filă din Biblie până la final, El este o prezență a tot cuprinzătoare. Din Geneza 1 cu 2 ni se spune, pământul era pustiu și gol, peste fața dâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Înseamnă că tot ceea ce are viață în acest cosmos se înfăptuiește prin îmbrățișarea prin invazia, prin această delicatețe a Duhului Sfânt. Până la ultimele pagini din Sfânta Scriptură, în Apocalipsa 21 cu 17, și Duhul și Mirea să zic, vino! Și cine aude, să zică, vino! Introducerea la cartea Apocalipsa este superbă. Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia Har, și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Isus Hristos, Martorul Credincios, cel întâi născut dintre morți, cum am sărbătorit, Domnul împăraților pământului. Din fericire sau din păcate, nicio biserică și nicio persoană nu deține monopolul asupra Duhului Sfânt. Nu El este la cheremul nostru, ci noi ne aflăm la dispoziția Lui. Dacă sperăm vreodată să înțelegem ceva din lucrarea profundă pe care o are cu noi, Duhul suflă încotro vrea. Câtă încurajare răzbate din această simplă formulă de adresare celor șapte biserici din Apocalipsa din partea celor șapte duhuri. Cifra de săvârșirii vorbește de la sine despre prezența universală a tot cuprinzătoare a lui Dumnezeu, chiar din fața scaunului de domnie din ceruri al Tatălui. Cu alte cuvinte, privilegiul este unul îndoit, dublu. Acces la voia suverană a Tatălui din ceruri și uimirea că tu ești locuit, un muritor de Duhul celui veșnic viu. Asta e până la urmă darul incredibil al vieții și al regenerării noastre. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, îi spune Mântuitorul la Sihar, acelei femei, a cărei viață era praf, Observați ce relevanță putea să aibă mesajul acesta la momentul cel mai potrivit în care nu mai avea nicio speranță. Nu o să uit mărturia unui coleg, a încercat să-și încurajeze tatăl, în toate felurile tatăl se apropia de momentul plecării din lumea aceasta. Și el, inspirat, nu știa dacă va avea efect sau nu, a zis, tată, dacă vii la Domnul Isus așa cum ești, el pune Duhul Sfânt în tine, și asta te va ajuta să trăiești o viață pe placul lui Dumnezeu. Observați, noi facem exact pe dos. Încercăm noi, prin sforțările noastre, să aducem lucrurile cumva la un anumit nivel și apoi să venim înspre Dumnezeu. Lucrurile stau exact pe dos. Și asta face Duhul Sfânt, această intrare în gândurile și în inimile noastre. Cum bine surprinde în fapte, capitolul 15 cu 8, este primul conciliu în care se discută doctrina despre mântuire. Zice, s-a făcut multă vorbă. Vă dați seama câtă tensiune era în aer la conciliul acesta de la Ierusalim. Și spune, după ce s-a făcut multă vorbă, apostolul Petru s-a ridicat. Și ce face? Trece în revistă un episod atipic, neașteptat, în care a fost invitat să vorbească în casa lui Corneliu, primul loc în care o audiență în masă dintre neamuri aude Evanghelia. Și el a fost foarte reținut. Dumnezeu trebuie să-i trimită niște mesaje supranaturale în care zicem, viața mea, n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Asta ca să vedeți, deși suntem oamenii lui Dumnezeu, ce piedici putem întâmpina prin felul în care îi privim pe cei de lângă noi. Deci Dumnezeu m-a învățat să numesc pe nimeni spurcat sau necurat. Și el aici rememorează și spune, oameni buni, s-a întâmplat ceva neobișnuit la care nimeni nu s-a așteptat. Textul spune de acolo și a luat oameni ca să aibă acoperire, să nu-l poată lua nimeni la rost. Și el spune în acest conciliu și Dumnezeu care cunoaște inimile oamenilor a mărturisit despre ei și le-a dat Duhul Sfânt. De ce e atât de important versetul acesta? Fiindcă noi întotdeauna îi sondăm pe oameni din exterior, îi somăm, le spunem, le cerem. Duhul lui Dumnezeu e pregătit în momentul în care în inimă intri în contact cu întrebările care contează, ești onest, cu frământările tale, se produce nașterea din nou. Ăsta e mesajul incredibil pe care trebuie să îl auzi. Realizezi că tot ceea ce trebuie să se întâmple pentru ca să fii mântuit este să îți conștientizezi această nevoie interioară pe care o ai. Adierea Duhului mai mult decât atât, aduce speranță unei întregi națiuni sau comunități. E important să gândim nu doar la nivel personal și individual. Unul din textele mele preferate din Scriptură, de când m-am întors la Domnul, a fost Ezechiel, capitolul 37. E vorba despre poporul lui Dumnezeu care e dus în exilul babilonian. Lucrurile-s la început și oamenii ăștia erau disperați să-și vadă copiii nenorociți, cetatea arsă, templu, oricine va trece, va fluiera pe lângă locul astea. De ce? Cum a putut face Dumnezeu? Așa începe cartea cu roatele înflăcărate, slava care părăsește Ierusalimul și merge în exil. Și în capitolul 37 Dumnezeu îi pune întrebare. De ce fiul omului vor putea oasele astea să învie? Observați atitudinea, tiparul, merită să recitești textul ăsta ca să înțelegi cum lucrează Dumnezeu într-o națiune. Și-o zis, tu toate le știi. Eu nu pot să spun. Se începe acea mișcare, oasele încep să prindă carne, vine. Dumnezeu din nou îl întreabă. Fiul omului, vor putea să învie? Doamne, Tu poți face lucrul acesta. Prorocește, îi spune Dumnezeu, de două ori. Am prorocit cum mi se poruncise. Și era o oaste mare, foarte mare la număr. Citez. El mi-a zis, fiul omului, Oasele astea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Ai realizat vreodată că marile treziri în istorie au avut loc exact în punctul în care oamenii au zis: Nu mai există speranță. Atunci poți să cunoști puterea lui Dumnezeu de răscumpărare la nivel personal, la nivel național. Cunoscutul scritor Borham a scris un eseu cu titlul Lumânarea și pasărea. El spunea că prezența Duhului lui Dumnezeu în această lume seamănă mai degrabă cu o pasăre decât cu o lumânare. Când o lumânare se stinge, lumina ei dispare. Dar când o pasăre e gonită dintr-un anumit loc, ea pleacă și își rea cântecul pe o altă ramură. Ce imagine sublimă cu privire la lucrarea inedită a Duhului Sfânt. În timp ce în Anglia perioadei lui Milton influența spirituală era în uh, acea descreștere, începea să dispară în dimineața zilei de 13 august 1727, renaștea în Germania, sub conducerea tân tânărului Conte Țințentorf. Se trezea la viață mișcarea moraviană. Tot ce își mai puteau aduce oamenii participanți la acea întâlnire, că nu mai știau dacă trăiesc în cer sau dacă se află pe pământ. Din rândul lor au plecat misionari în toate corțurile lumii. Au fost misionari care s-au vândut să fie sclavi pentru a putea vesti Evanghelia unor astfel de oameni. Incredibil ce se poate întâmpla. Pe când mișcarea moraviană se stingea, pe 28 mai 1738, Wesley își simțea inima încălzită într-un mod straniu, într-o biserică undeva pe strada Altersgate Mission din Londra. Când în Franța începea Revoluția Franceză, în Anglia inima fraților Wesley începea să ardă ca o torță pentru Dumnezeu și trezește la viață o întreagă națiune. Iar când William Carey avea să pună piciorul în India, exact în aceea zi, în Franța, crucea avea să fie arsă. Dacă revenim în prezent, secularismul din Europa versus trezirile care au parte, care au loc în alte emisfere ale globului, surprind foarte bine miza pentru sufletele noastre. Totul depinde de noi, de căutarea noastră, de arderea noastră, de dorința noastră de a avea această prezență la lucru în noi și împreună cu noi. S-a stins lumina? Nu. Ci pasărea a început să cânte undeva pe o altă ramură. Importanța acestei afirmații din crez legată de personalitatea Duhului este că imprimă în noi gândul vibrant la nivel individual, comunitar și cosmic. Găduiți-mi să vă citesc din Roman, capitolul 8, 19 la 24. De asemenea, și creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată creația suspină și sufere agonia facerii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Observați? lucrarea Duhului de înnoire, de transformare, îi încheiată în momentul în care primul rod al învierii este însoțit de celelalte roade care intră în hambarul lui Dumnezeu. Căci în de aceasta am fost mântuiți. Oare conștientizez eu suficient de mult ce înseamnă să fiu locuit de această prezență creatoare și transformatoare? Al doilea aspect din articolul de astăzi. Care din tatăl purcede? Cea de doua afirmație din articol este preluare copy-paste din textul sacru al Evangheliei după Ioan, capitolul 15 cu 26. Când va veni mânghietorul pe care îl voi trimite de la tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la tatăl, el va mărturisi despre mine. Dacă vă aduceți aminte, este pasajul cel mai intens în care se vorbește despre ura lumii împotriva creștinilor. Noi nu știm ce înseamnă asta, dacă am trăit într-un context musulman, instantaneu am conștientiza toată această teroare aprigă împotriva voii lui Dumnezeu. Textul din Ioan merge un pic mai departe în capitolul 16 cu 2, au să vă de afară din sinagogi, ba, încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că face o slujbă pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt în noi este experiența tangibilă a Tatălui și Fiului. Cum altfel v explica disponibilitatea? primilor creștini de a da viața ca martiri, de dragul lui Hristos, de dragul Evangheliei. În Ioan 14 cu 23, de multe ori ne scapă implicația profundă a acestor cuvinte ale Mântuitorului. Noi vom veni și vom locui împreună cu El, cu Cel care crede. Sau, cum spune apostolul Pavel în Roman 5:5, în de aceasta nu înșală pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Mânghietorul face ca prezența Tatălui din ceruri și a Fiului să fie cât se poate de palpabilă, de personală. Vă mărturisesc că articolul despre Duhul Sfânt împreună cu Mesajul de început despre Sfânta Trăime au reprezentat o emoție aparte. M-am simțit vinovat în săptămânile astea pentru un singur lucru din experiența mea cu Dumnezeu până în prezent, că nu m-am încrezut și nu m-am liniștit mai mult în mâinile acestei prezențe tainice extraordinare. Când am sesizat ce înseamnă această prezență a trăimii cu noi, printre noi, ce înseamnă să crezi cuvintele lui Hristos și să le trăiești. O prezență tainică mai aproape de tine decât de respirația ta. Să trăiești viața înconjurată de compania Sfintei trăimii. în această îmbrățișare sacră. Un tată care guvernează cosmosul și exact ca în rugăciunea tatăl nostru, așa începe crezul. Tatăl, imaginea intimității și a apropierii cu tatăl din cerul, a tot țiitorul, care toate lucrurile le ține la oaltă. Apoi fiul care a călcat moartea și pe diavol a surpat. Și un duh care adie călăuzitor, respirația lui Dumnezeu în tine și peste tine atât de aproape de gândurile tale, încât de multe ori îl confunzi cu propriile intuiții, trăiri personale. O experiență pe care am avut-o în urmă cu mai mulți ani, efectiv a creat ceva neobișnuit pentru mine. Aveam o familie de prieteni extinsă, cineva din familie era pe moarte, avea cancer, m-am oferit să mă duc la înmormântare, în momentul în care Dumnezeu va considera că este momentul. Când s-au întâmplat lucrurile astea, Nico era plecată în tabără împreună cu copiii de la biserică, eram acasă, nu știam ce să fac, să mă duc, să nu mă duc. Mi-a fost rușine, pentru că le-am promis, am hotărât să mă duc la înmormântare. Era într-un oraș destul de departe, de Alba Iulia la vremea respectivă. Era o biserică în care era o grămadă de păstori, nu știam ce o să caut eu acolo. În momentul în care am intrat în casă la familia asta, am simțit că trebuia să fiu acolo. Am înțeles lucrul ăsta peste o perioadă, un an sau un an și ceva, când am discutat cu această soție care și-a pierdut soțul, bolnav de cancer, un om implicat în biserică, în comunitate și plângea către mine și zicea teama mea era că nu o să fie niciun păstor care se ocupe de înmormântare. Când mă întorceam de la acest eveniment, un eveniment tragic, un tată care pleacă, lasă în urmă câțiva copii care aveau cea mai mare nevoie de un tată care să fie implicat, greu să-l înțelegi pe Dumnezeu, tream o bucurie nebănuită, ciudat, când vii de la o înmormântare, de la un astfel de eveniment, să trăiești o astfel de stare. Și am înțeles că ceva care s-a profilat într-un mod tainic, în care nu știam, îi... Intuiția mea vreau să mă achit de o responsabilitate, mi-am dat un cuvânt, am simțit că a fost un îndemn care a venit de la Duhul Sfânt. Și în momentul acela am trăit șocul vieții mele gândindu-mă oare de câte ori în viață n-am închis gura unor astfel de șoapte, unor astfel de îndemnuri pe care le-am primit. Să zizați că, până la urmă, experiența Duhului Sfânt ne invită la un fel de artă, la un fel de acordaj în care învățăm în fiecare zi să comunicăm, să ne dăm după această lucrare și prezență misterioasă care operează în viețile noastre. Dacă altădată lucrarea Duhului era privilegiu unor anumite persoane special puse deoparte de Dumnezeu, fie profeți, fie regi, fie marele preot care era ales de Dumnezeu să conducă destinele poporului, acum el ne l oferă într-un mod democratic, accesibil, fiecăruia dintre noi. Moise număr 11 ajunge la, la, capătul puterilor. Să ajungi ca lider să te rogi în felul ăsta, decât să te porți așa cum mine, mai bine omoară-mă. Dumnezeu zice, voi lua cu câtă îndrețe să te raportezi la persoane de genul voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste alt 70. Doi dintre ei nu catadixez să vină la întâlnirea special gândită pentru momentul acesta. Ne-am fi așteptat ca Moise să fie cel supărat, însă cei doi, el da și Medad, încep să prorocească în tabără. Și Iosua imediat sare ca un arc. Domnule Moise, oprește-i! Moise a răspuns, ești gelos pentru mine? să dea Dumnezeu ca tot poporul. Să ce intuiție incredibilă a avut Moise. Să fie alcătuit din profeți. Ghiți ce se întâmplă la cinzecimea. Fapte 2, 15 la 18. Oamenii aceștia nu zbeți cum vă închipuiți voi. Și aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zile din urmă, zice Dumnezeu, dragostea celor mai mulți se va răci. Nu? Așa zicem noi. Voi turna Vedeți cum avem tendință să ne alegem anumite afirmații. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri, fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vetenii, bătrânii voștri vor visa visuri. Da, exact, chiar și peste sclavi și sclavele mele voi turna imaginea copleșitoare a prezenței lui Dumnezeu. Îl voi turna din Duhul meu și vor proroci nu știu dacă noi conștientizăm suficient ce înseamnă să trăiești într-o comunitate profetică. Să te gândești o săptămână că fiecare persoană este locuită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prețuirea, recunoștința care ar trebui să țâșnească din această realitate, sprijinul incredibil, suportul extraordinar. Și parcă de multe ori creștinii din zilele de astăzi mai nicăieri, ca oricând în fața acestor realități. Observați? Problema pe care o avem e o problemă de conștientizare. Realitățile sunt aceleași. Spune Pavel în Efesen, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locul cerești în Hristos. Toate astea sunt valabile astăzi. Însă zdroaba, iureșul, viteza asta amețitoare ne fură. Exact răcazul de a ne conecta, de a ne opri în loc și de a zice stai! Aici sunt lucruri mult mai importante pentru binele sufletului tău. Acum fii atent puțin la următorul detaliu. Nu știu cât de familiarizat ești dar nicio altă afirmație din crez nu a produs vreodată mai multă dezbinare și învrășbire. Adăugarea în crez că Duhul purcede și de la Fiul, celebra clauză filiocve, a condus la Marea Schismă din 1054 și reprezintă principalul blocaj al refacerii relației dintre bisericile istorice, dintre creștinătatea răsăriteană și cea apuseană. Dacă vei citi cu atenție în Evanghelia după Ioan, toți comentatorii catolici, protestanți vorbesc despre faptul că Duhul Sfânt purce de în vederea mărturisirii. Ne locuiește să ne împuternicească în mărturisire. Însă, așa cum spune Iaroslav Pelican, înțelegerea din crez a fost cumva extrem de mult elevată în a înțelege cu o precizie exagerată legată de viața interioară, tainea vieții interioare a Sfintei Treimi, în domeniul atemporal al Ființei Eterne. Nu știu dacă realizați cât de absurdă poate să fie această pretenție în fața tainei Treimii. Pretenția vreunui muritor, a vreunei biserici, că ar ști cu precizie cum funcționează lucrurile la nivel intradivin, la nivel perihoretic, vieții, relaționării, dinamicii interioare a Sfintei Trăimi. Oare ce-ar simți Isus, zice Liceanu, dacă ar ști câți oameni s-au învrășbit între ei pe marginea detaliului Filiocve? Și nu avea dreptate? Și ca să vedeți, poate cea mai mare ciudățenie religioasă, două doctrine care au fost menite să îi unească cel mai mult pe creștini, învățătura despre Duhul Sfânt și despre cina Domnului, îi ține pe oameni cel mai mult separați unii de ceilalți. Unii s-ar putea să vă simțiți scandalizați de amintirea unor astfel de detalii neplăcute. De care le-am dori uitate, mătura asta suprași. Dar eu cred că biserica nu își va recăpăta credibilitatea decât prin onestitate. Să fim uimiți, înmărmuriți de ceea ce spune Dumnezeu cu privire la Duhul Sfânt și de a accepta toate prostiile și greșelile pe care vrem, nu vrem, fiecare dintre noi le facem la un moment dat. Să ne fi pierdut cu totul fiorul uluitor al tainei care acceptă, include și unește, este întrebarea mea. Cea de-a treia parte din articol, cela ce împreună cu tatăl și cu fiul este închinat și slăvit. Vă dați seama câtă greutate sau câtă fragilitate este în această afirmație după lucrurile pe care tocmai le-am anunțat. Poftim, ce vom zice? Ce mai putem noi zice în fața acestor lucruri? Un creștin învăluit de adierea creatoare și de prezența tangibilă a Duhului nu poate simți decât o veșnică recunoștință. Fie atent la următoarele detalii sau implicații amețitoare. Să fii locuit de un asemenea mister 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, indiferent unde te afli și ce faci. Acces direct în prezența nemijlocită a Dumnezeului Celui Viu și Adevărat. În mijlocul atâtor caricaturi, cum zice un frate de-al nostru, eu cred că Duhul Sfânt e și Duhul Bunului simț. Neemia este o rugăciune a leviților în perioada de trezire și de revenire din exil. Zice, le ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți, nu ca să-i facă penibili. Acest Duh Sfânt va ieși în evidență prin aceeași discreție și sfială. Toată preocuparea, pasiunea, arderea Duhului să-l înalță pe tatăl și pe fiul. Ai remarcat că niciodată nu atrage atenția asupra lui însuși. Eu o discreție, o sfială. Oarecum demonstrăm că suntem locuiți de Duhul Sfânt, această smerenie, această viață roditoare, îmbelșugată, scăldată în prezența tainică a lui Dumnezeu, răscumpărarea interiorității, integrare de plină, închinarea în duș și în adevăr, cum ne învăța Mântuitorul, Duhul adevărului, descoperirii, iluminării, clarificării, călăuzirii și inspirației. Voi aveți ungerea din partea celui sfânt, descoperirea învățătorului interior care este Hristos. Augustin foarte mult vorbește despre aspectul acesta. Fiecare om locuit de Duhul lui Dumnezeu simte un anumit fior, o anumită undă, o anumită învățătură pe care Duhul Sfânt, pe care Hristos o descoperă în viața noastră. Sensibilitatea la nivel interior, capacitatea de a iubi, de a ne bucura și de a trăi în armonie. Sunt doar câteva dintre nenumăratele aspecte, fațete ale Duhului Sfânt. Ar fi interesat, dacă Duhul Sfânt ți-a trezit acest interes, să le cauți și să le notezi, să vezi ce inspirație, ce îmbelșugare aduce. Merită să amintesc ceea ce zice Augustin aici. Cum își descrie el această întâlnire cu prezența tainică a Duhului Sfânt? Tu vorbește despre Dumnezeu, te aflai în meu și eu în afara mea. M-ai chemat, m-ai strigat și ai sfâșiat cu țipătul tău surzenia mea. Ai fulgerat, ai străluminat și ai izgonit orbirea mea. Ai răspândit Mireasma ta, ți-am respirat suflarea, iar acum suspin după tine. Prezența Duhului aduce un dor și mai mare după Dumnezeu, după lucrarea lui. Iată întrebarea aplicativă: Pot spune că îi mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile în numele. Domnului nostru Isus Hristos. Și ultimul aspect din articol, care a grăit prin proroci. Aspectul acesta, acesta al tribut, acest atribut al lucrării Duhului Sfânt, îl văd ca pe acea sensibilitate și pasiune pentru adevăr. Cred că prima senzație, după ce m-am întors la Dumnezeu, a fost tihna, somnul odihnitor pe care l-am avut, care am primit pacea lui și asigurarea din partea Duhului Sfânt. Al doilea aspect interesant, așa cum mi s-a întâmplat, fiind negligent în anumite responsabilități casnice, tatăl meu, foarte înțelept, atâta mi-a spus. A zis, poftim, tu vrei să te botezi, cum ai putut face chestia asta? Doamne, greu mi-a căzut. Atât de tare m-a afectat, îi am tulit-o din cameră și am început să plâng ca un copil aspecte care înainte nici nu mă interesau, nu aveau niciun efect asupra mea. Dintr-o dată m-am trezit cu o sensibilitate sporită pentru detalii, pentru aspecte. Mai mulți bărbați mi-au mărturisit, au zis, mă, nu știu ce se întâmplă, când m-am întors la Dumnezeu, e o anumită sensibilitate, simt că mă topesc. bărbat în toată virea să simt că vine să plâng. Asta se întâmplă. Observați, traiectoria, capacitatea de a pătrunde dincolo de blocaje, de sisteme, de apărare pe care le-am creat. Asta face Duhul Sfânt în noi, în momentul în care le recepționăm, în momentul în care îi dăm voie să lucreze în viața noastră. Duhul Sfânt a inspirat scrierile sfinte și rostirea milioane și milioane de creștini. Duhul Sfânt a grăit prin proroci, spune ultima parte din articol. Oare cum poți pretinde că îi arăți respect dacă nu iei în serios inspirația celor 66 de cărți din Biblie? Ați observat cu câtă ușurință fugim uh, spre anumite rostiri că cineva a zis, mi-o transmis din partea Domnului și de multe ori problema apare în dezechilibru, în decalajul acesta între faptul că ne lăsăm duși într-o anumită direcție și eu vă întreb, care dintre noi își poate evalua corect trăirile? fără să se scalde în acest cadru, în această matrice, în aceste scrieri, în aceste colecții inspirate de Duhul Sfânt pe o perioadă de 1500 de ani. De multe ori dăm cu piciorul și nu știm care sperlele pe care le dăm la o parte și le nesocotim. Și Dumnezeu vrea să ne ajute și să aducă echilibru în viața noastră. Ce să mai zic de pretenția unora de a aduce revelații de aceeași învergură cu Duhul Sfânt? În ori ridicolul nu cunoaște margini când vorbim despre persoana asta Sfintei Trei. În 1 Tesalonicen 5, 19 și 20, găsim despre Duhul Sfânt, dar sunt mai multe imperative, o cascadă de invitații revoluționare, simple, pe care trebuie doar să le luăm în seamă. Bucurați-vă întotdeauna! Rugați-vă neîncetat! Mulțumiți! pentru toate lucrurile. Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți prorociile. Asta e pentru baptiști. Următorul vers e pentru penticostali și carismatici. Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Numai principiu, de mărturia doi sau trei oameni să-ți verifici un mesaj pe care îl primești că Dumnezeu îți vorbește uneori prin persoane străine care te sună din altă parte și spune, Dumnezeu te încurajează în direcția asta. Îți stupefiat câtă naivitate există din partea noastră și câtă autosuficiență. De ce ne vine atât de greu să și acceptăm și să și cântărim lucrurile? Vreau să te asigur cu privire la un lucru. Duhul Sfânt niciodată nu se va simți jignit. Dacă vei căuta să te asiguri cu privire la un anumit mesaj pe care Dumnezeu să-ți-l transmită. Trăsai să această liniște ca dacă Dumnezeu vrea să auzi ceva, el te va lămuri. Aduceți-vă aminte de părinții lui Samson. Mama aude uh, cuvântul îngerului și e o femeie înțeleaptă care zice, trebuie să fie și bărbat. Observați în ce cultură trăiește. Dacă Dumnezeu vrea să aud mesajul ăsta, fă, Doamne, să mai vină o dată. Dumnezeu nu se supără. Parcă ei din vechime erau mai înțelepți decât suntem noi în zilele acestea. Cu siguranță cele trei mari umilințe la care se expune Dumnezeu sunt întruparea, răstignirea și coborârea Duhului Sfânt, încredințându-și soarta în mâinile noastre, reputația Lui. Duhul suflă încotro vrea. Poți accepta lucrul acesta? Cu o voce care poate fi confundată, ignorată, abuzată sau răstălmăcită. Nu e chiar simplu să conviețuiești. Tu cum te descurci? Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Adierea creatoare, și răscumpărătoare, experiența tangibilă a tatălui și fiului, Veșnică recunoștință pe care ar trebui să o purtăm și sensibilitate și pasiune, într-o adevăr. Câtă liniște simți tu în această îmbrățișare? Realizăm cât de privilegiați, cât de blindați cât de acoperiți, cât de animați suntem de Duhul Adevărului. Poate că problema cea mai mare nu este absența Duhului, ci suspinul de care vorbea Augustin. Nu atât controlul, cât încrederea noastră. Te poți încrede, te poți lăsa pe mâna lui. Nu lipsa lui de implicare, ci recunoștința genuină. Nu pasiunea într adevăr, ci onestitatea noastră. Suntem sinceri cu frământările pe care le avem în relațiile noastre unii cu ceilalți. Mângâietorul vă va învăța toate lucrurile și și vă va aduce aminte. Nu ți se întâmplă de multe ori exact în momentul în care aveai nevoie ceva îți atinge inima și spune, fa asta, mergi în direcția cu tare. Și încă ceva, Apostolul Pavel zice, nu vă îmbătați de vin, din potrivă, fiți plini de Duh. În primul rând, verbul este la modul imperativ. Nu e vorba de o propunere interesantă, ci de o poruncă indiscutabilă te provoacă. Hei, responsabilitatea îți aparține. Să nu-i dai curs, înseamnă să te încarci cu un păcat. Doi, imperativul este la plural. Porunca este adresată întregii comunități, nu unei elite de oameni aleși, clericilor, oamenilor care au fost chemați de Dumnezeu, ca păstori, prezbiteri și așa mai departe. Trei, imperativul este la diateza pasivă în original. Nu trebuie să te sforțezi, ci trebuie să-ți orientezi viața, să-i dai voie, să-i faci loc, să te lași pe mâna lui. Călăuzit de Duhul. Mai corect ar suna, lăsați-vă să fiți umpluți de Duhul Sfânt. E vorba de un acordaj fin pe care îl creezi în sufletul tău, în relația cu Duhul Sfânt. Și în al patrulea rând, verbul este la timpul prezent. Nu e vorba de o singură experiență, ci de o realitate zilnică, cotidiană, continuă, care se repetă. Dacă ceva mă uimește, este această capacitate a Apostolului Pavel de a ne invita și de a ne întreba, hei, tu cât de mult te gândești, cât de mult îți pasă de realitatea asta? de această colaborare extraordinară între sufletul tău și Duhul lui Dumnezeu. Iată întrebările care ne ajută să ne evaluăm. Sunt gata să ascult. Pardon. Suntem e la plural. Oare vreau să-i obțin puterea cu orice preț? Sau mă las călăuzit de el și îndrumat și 4. Este lucrul acesta o preocupare zilnică sau ceva accidental?